Scene șocante într-un parc din Hunedoara. Un copil a fost bătut de un bărbat pentru că s-ar fi certat cu fiul acestuia. Băiatul a fost trântit la pământ de agresor și a ajuns la spital. De asemenea, bărbatul i-a aplicat o corecție și propriului copil. Vă avertizăm că urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Totul a început de la o neînțelegere între cei doi copii, iar tatăl unuia dintre ei a simțit nevoia să intervină. Pe imaginele surprinse de un martor se vede cum bărbatul a venit și l-a luat pe băiatul de 13 ani pe sus și l-a izbit de pământ. Copilul a rămas întins pe jos minute bune. Un alt martor a sunat la 112 și a chemat poliția. Între timp, agresorul și-a îndreptat furia și spre propriul copil, în vârstă de 7 ani. Vai, deci dacă nu-l lua poliția, vai... Asta e crimină, nu? Deci dacă lasă liber, ne facem dreptate singuri. Nu putem sta cu frică, nu putem să stăm liniștiți, să trimitem copii în parc. Nu există așa ceva. Un bărbat de 29 de ani din Hunedoara, acesta a aflat că fiul s-a avut o neînțelegere cu un alt copil la un loc de joacă, a venit foarte nervos, l-a trântit pe celălalt copil la pământ și a lovit propriul copil și apoi a plecat. Celălalt copil de 13 ani înțeleg că nu era însoțit de părinți. Odată cu poliția, la locul incidentului a venit și o ambulanță, iar băiatul bătut a fost dus la spital pentru investigații amănunțite. Echipajul de poliție, în același timp, minorul cel de la pământ, care se vede pe imagine, a fost preluat în echipaj al ambulanței și transportat la spitalul din Deva pentru investigații medicale mai amănunțite, dar din primele date se pare că starea lui este bună. Bărbatul a fost dus la poliție și a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de loviri și alte violențe, violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice. S-a întocmit un dosar pentru loviri sau alte violențe, dar și pentru violență în familie, pentru că prezumtivul autor și-a lovit și propriul copil, un minor de 7 ani, cu care a avut divergența cel de 13. Și urmează a fi reținut pentru 24 de ore și celălalt minor de 7 ani va fi condus la sediu ca victima violenței în familie, deci sunt două practic infracțiuni distincte, loviri sau alte violențe.